Pădurea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM. Și iubită, dar și contestată, Elena Lasconi a renunțat la cariera ei în televiziune pentru a intra în urmă cu 4 ani în cursa pentru primăria orașului Câmpul Lung Mușcel. A declarat că a ales un oraș fără miză pe care vrea să-l transforme într-o urbe verde în care oamenii să fie fericiți și mândri că trăiesc. Astăzi la Verde în Față am invitat-o pe fosta mea colegă Elena Lasconi să aflăm cât de verde e orașul care a ales-o ca primar acum 4 ani. Bun găsit, Elena, mulțumesc tare mult! Și eu mulțumesc pentru invitație. Ne-am auzit și acum 4 ani și uite, da. A venit momentul să ne spui cât de important. Știu că e greu, eu știu că e greu să fii primar, toți spun că aia și îmi imaginez că e foarte greu. Însă noi aici ne ocupăm de mediu și eu cred că mediul trebuie să fie în orice demers pe care îl face autoritatea publică locală. Și aș vrea să te întreb pe tine, cât de important a fost mediul pe agenda ta? A fost o prioritate sau a ieșit așa la un moment dat la calculele tale după ce ai făcut o analiză a rezultatelor? Nu, este foarte, foarte important din toate proiectele mele. Ca să vă faceți o idee, am proiecte și pe fonduri europene și guvernamentale, deci în total vreo 500.000 de lei am accesat, banii reali. Asta înseamnă 56 de proiecte. Din cei 500.000, 350.000 sunt prietenoase cu mediu, adică 70% din toate proiectele mele, practic, sunt focusate pe mediu. Poți să ne dai câteva exemple? Da. Am foarte multe exemple. Am 39 de proiecte, dintre care 7 sunt finalizate. Tot ce înseamnă eficientizare energetică, de exemplu, pentru prima dată de după Revoluție, când primăria accesează fonduri europene pentru eficientizare energetică a blocurilor, a școlilor, a spitalelor, din Câmpul Lung, și vorbim aici nu doar de o simplă învelopare, vorbim de pompe de căldură, vorbim de vată bazaltică antifoc, vorbim de panouri fotovoltaice. De exemplu, am aproape, cred că într-o lună o să facem recepția pentru modernizarea stației de epurare, ca să nu mai cheltuim foarte mulți bani cu epurarea. Am făcut un proiect pe fondul norvegien, am mai vorbit în emisiunea ta despre asta, pentru schimbările climatice și ce putem să facem în acest sens. Cred că este singurul proiect, nu știu dacă mai există în România un proiect de genul acesta. Și acum am digitalizat primăria și suntem în faza de execuție a unui GIS pentru a face update la spațiile verzi. Aveți registrul spațiilor verzi, chiar așa? Da, este un registru al spațiilor verzi, dar este din 1900, mai exact din 98, nu a fost actualizat. Și atunci aveam cam 32 de metri pătrați de verde pe cap de locuitor și după deja se lucrează și am văzut că deja s-a dublat numărul de, adică spațiul verde pe cap de locuitor, pentru că nu a fost făcută niciodată o actualizare și acum încercăm să o facem. Deci nu știm sigur, adică nu ești foarte sigură că sunt 32 de metri pătrați pe cap de locuitor, asta spunea registrul. Da, sunt sigură că e aproape dublu. Și acum, de exemplu, imediat după ce o să plec de la emisiune, continui cu o campanie pe care am început-o împreună cu ONG-ul Act for Tomorrow, finanțat de OMV Petrom, pentru a planta 30.000 de arbori și arbuști în Câmpul Lung, adică 30.000 de arbori și arbuști pentru 30.000 de locuitori. Cred că e una dintre cele mai mari campanii din zona asta. Bun, hai să luăm așa, mai structurat, să spunem. Dacă e să vorbim despre spațiu verde, da, tu spui în momentul ăsta că indicele de spațiu verde pe cap de locuitori este peste 30 de metri pătrați, deci ați fi peste media cerută de Uniunea Europeană, relativ aproape de ceea ce spune Organizația Mondială a Sănătății, posibil chiar mai mult. Însă tu la început de mandat ai numit orașul Câmpul Lung Mușcel, l-ai asemuit cu orașul parcurilor și al grădinilor, sau ceea ce ți-ai fi dorit tu. Ce s-a schimbat în mandatul tău în mod concret
de acum 4 ani și până astăzi, din perspectiva spațiului verde. Ai reușit să, eu știu, să restaurezi, să refaci pădurea Poienița, despre care vorbeai acum 4 ani. Câte parcuri ai făcut? Câți copaci ai plantat în plus? Cu cât e mai verde ca spațiu verde, să spunem așa, orașul Câmpul Lung Mușcel astăzi? Păi am făcut un lucru pe care nu l-a făcut nimeni până acum, de frică că pierde alegerile, și anume am demolat încă din prima sau a doua lună de când am fost aleasă primar, m-am apucat să demolez garajele, 1700 de garaje. Practic am creat 2000 de locuri de parcare și spațiu verde foarte frumos. Am plantat pom, nu știu exact acum numărul lor și numărul arbuților, că nu am contabilizat asta, pentru că noi avem și seră. De asemenea, am gândit un proiect foarte mare cu 5 spații verzi. Nu vă pot spune acum, dar oricum e o suprafață foarte mare de spațiu verde. Din cele 5, 2 sunt finalizate, adică cu recepția făcută, la 2 se lucrează, practic mai rămâne 1. Mai am încă un proiect tot așa cu 6 piațete care au spațiu verde și am spart betoane. Deci și am crescut demolat spațiu verde cu siguranță, da. Nici de cum nu l-ați redus prin betonare, cum se întâmplă în foarte multe orașe. Nu, acolo existau locuri, de exemplu, unde locul de joacă era pus pe, adică era impropriu spus un loc de joacă, un tobogan vechi pus pe spațiu verde și ca să-l faci la standarde trebuie să torni practic o placă de beton și să pui tartan pentru siguranța copiilor. Dar am crescut în altă parte, în apropiere, am crescut în altă parte mai mult spațiu verde. De asemenea, Poienița Culturală, așa se numește, este un proiect tot pe fonduri europene. Da, i-am dat viață și chiar începând de mâine o să avem tot felul de evenimente, adică vreau să încurajez oamenii să vină să stea pe pături, exact ca la picnic, să ne uităm la o piesă de teatru, să vedem un film în Poienița Culturală, cântece, tabără de pictură. Adică e foarte, foarte important ca spațiul ăsta verde, de fapt, ce e? Că nu numai o treabă că sună bine, că suntem cu verdele acum, ci prin spațiu verde poți să unești comunitatea. Și noi suntem un popor dezbinat de 30 ceva de ani, cred că se lucrează cu bună știință la treaba asta. Și eu mă gândesc că de la Câmpul Lung putem să dăm un exemplu de bune practici și să dăm și mai departe în țară. Verdele înseamnă și sănătate, pentru că ne ajută să respirăm un aer mai curat. Și apropo de asta, vreau să te întreb dacă ce ați făcut în Câmpul Lung Mușcel pentru a crește calitatea aerului. Și aici mă refer la transport verde, de exemplu. Cât da, de verde avem transport? Un proiect mare de 40 de milioane. Este pentru prima dată când primăria investește în transportul public și nu numai că este transportul public, este transportul public verde. Vom achiziționa anul acesta 4 autobuze și 8 microbuze electrice. Sunt stații de așteptare inteligente, stații de încărcare. Aveți stații de încărcare pentru mașini electrice în Câmpul Lung? Avem câteva, dar în momentul în care o să fie schele pe toate blocurile și toate școlile noi, în proiect ne-am obligat că o să punem în apropierea blocurilor și un anumit număr de stații de încărcare și de asemenea o să avem stații de încărcare pentru autobuzele și microbuzele electrice. Bun. Un subiect asupra căruia ne-am aplicat în ultima vreme este accesul la apa potabilă și faptul că românii, din păcate, trebuie să plătească în spitale, în școli, în toate spațiile publice ca să aibă acces la apă potabilă. Ceea ce este o încălcare a drepturilor omului din perspectiva mea și nu doar. Și vreau să te întreb, ați luat în calcul, te-ai gândit sau aveți în momentul ăsta în Câmpul Lung Mușcel, de exemplu în parcuri, cișmele, astfel încât oamenii să nu se mai ducă să cumpere apă de la PET sau în spitale pot avea acces la, nu știu, dacă nu, la apă curată prin filtre sau diverse aparate care să le dea apă potabilă ca să nu mai meargă jos să încurajeze micul comerț cu plastic sau, sau să plătească, mai ales în spațiile astea publice. Cum e la voi?
În astea noi deja am montat cișmele și pe Bulevardul Pardon și într-un par mai mare. În toate o să avem cișmele. Apa de la Câmpul Lung este, cred că, una dintre cele mai bune din țară. E aproape potabilă încă de la sursă. Singurul cu care ne încurcă sunt conductele, pentru că avem conducte vechi pe care ăsta este pentru următorul mandat, ăsta este planul meu, să schimb cât mai multe din conductele acestea vechi și am un proiect pentru piste de biciclete la peste 20 de kilometri de piste de biciclete și pot să schimb practic prin regenerare urbană și conductele de apă și canalizare care sunt vechi. Pot să îngrop cablurile de curent, să fac trotoare, să schimb stâlpii, să-i pun coliniar și la distanțe egale. Deci se pot face foarte multe lucruri pe fonduri europene. Astea sunt proiecte de valori foarte mari, care probabil se vor finaliza, nu știu, în vreo 5 ani. Chiar, pentru că... uite, chiar nu mai avem timp și mă văd nevoită să-ți adresez ultima întrebare. Ai câștigat primăria Câmpul Lung Mușcel spunând că vrei să transformi acest oraș în cel mai tare din România, da? Cel mai verde, cel mai tare, cel mai frumos. Însă, la un moment dat, ai vrut să candidezi la europarlamentare și să renunți la fotoliul de primar. Și vreau să te întreb, îți dorești o carieră politică sau vrei să rămâi să gospodărești în continuare Câmpul Lung Mușcel și să-l faci cel mai verde oraș din zonă, măcar? Întrebare pentru următorii 4 ani. Țara se schimbă cu primari buni. Deci eu iubesc Câmpul Lung cu toată ființa mea și îmi doresc foarte tare să se vorbească despre Câmpul Lung și lumea să vină la Câmpul Lung. Cred că dacă se continui tot în ritmul ăsta, în 10 ani o să fie un super model Câmpul Lung. Acum suntem un model la nivel național pentru felul în care am atras fondurile europene. Rămâi primar sau? 100% da. Îți mulțumesc tare mult. Eu îmi doresc foarte tare, mai ales acolo unde văd femei la administrația publică locală, să existe și ideea de a înfrumuseța orașul, pentru că orașele noastre sunt destul de urâțele, ca să nu spun mai mult de atât, și sper să ne auzim peste încă 4 ani și să-mi spui că e cel mai frumos și cel mai verde oraș din România, cel puțin. Și de asemenea vă invităm la Câmpul Mușel. Mulțumesc tare mult, succes, Elena! Cu Mona Nicolici la Europa FM.